Ies la iveală noi date cutremurătoare despre proporțiile tragediei din Afganistan. Cei 13 soldați care și-au pierdut viața în atentatul sângeros de pe aeroportul din Kabul aveau vârste cuprinse între 20 și 25 de ani. Printre victime se numără și o tânără de 23 de ani care devenise celebră pentru modul în care avea grijă de copiii afgani. Îmi iubesc meseria. Asta posta Nicole G. cu doar două zile înainte de a fi ucisă pe aeroportul din Kabul. Tânăra sergent în vârstă de 23 de ani a publicat pe contul ei de Instagram o fotografie în care ținea în brațe un bebeluș afgan. Nicole era tehnician de întreținere în cadrul Unității Expediționare a Marinei 24 din Carolina de Nord. O prietenă a tinerei, Mallory Harrison, a publicat un mesaj emoționant pe Facebook. Am fost recruți împreună, caporali împreună, apoi sergenți împreună, colege de cameră de peste 3 ani de la Baraka, din școala militară până aici. Ultima ei suflare i-a fost luată în timp ce făcea ce iubea, să ajute oamenii în Afganistan. A fost un adevărat cușcaș marin. Ei îi păsa de oameni. Iubea cu adevărat. A fost o lumină în această lume întunecată. A scris Harrison pe contul ei de socializare. Nicole G. a absolvit în 2016 liceul Oakmont din orașul Roseville, din California, și s-a înrolat în armată un an mai târziu. Soțul ei, Gerald G., este și el cușcaș marin. Armata americană a publicat lista tuturor soldaților care și-au pierdut viața în atacul sinucigaș. 5 dintre ei aveau 20 de ani. Aceștia erau născuți în anul în care a început războiul din Afganistan.